Cu prilejul împlinirii a 5 ani de la mutarea la cele veșnice, schimonahul Serafim Bozariu de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost pomenit astăzi 3 decembrie 2023. Slujba parastasului a fost oficiată la mormântul cuviosului părinte de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. Pe lângă obștea monahală, la slujbă au asistat membrii familiei și numeroși credincioși care l-au cunoscut pe părintele Serafim Bozariu. Sunteți părinte fără neînceput, Fiule cel împreună fără neînceput, și Duhule cel Dumnezeu. Și viața fără de sfârșit. Perescătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o, să o mărim. Doamne, și sufletul adormitului robului tău, că tu singur ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tu ești Dumnezeu, care ne pogoră la iar, și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuți, Doamne, și sufletul adormitului robului tău, Lodeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului rog Dumnezeu, schimonahul Serafim cu tot neamul lui cel adormit și robii tăi adormiți, Iovi Romonahul, Ananie Romonahul, Plătuscu Mixedec, Erodiacon Iulian, schimonahul Serafim, monahii Damaschii Misarion, monahii Caterina Lavrentia, frații Sorinicu, Lucian, Gheorghe, Vasile Gheorghise, Vasile Parascheva, cu tot neamul lor cel adormit și robii tăi adormiți, ce odihnesc în cimitirul Sfintei Mănăstirii noastre fiecare, după lor nume și pentru casă în sierte lor, toată greșeala cea de voie și cea fără voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Iar sufletul se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeu, nu să grească mila ta măsurată și iubirea de oameni asemănate de a căzut robul tău acesta. Fratele nostru, schimonahul Serafim, sub blestemul tatălui său, sau al maicii sale, sau sub blestemul său, de a amărât pe vreun preot de a lua de la el legături nedezlegate, de a căzut în grea fără sale. Iar după sfântă învierea ta cea de a treia zi, cu harul tău, le-ai dărut puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legați și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dânsi pe pământ. Adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitul robului tău, schimonahul Serafim, fratele nostru, cu tot neamul ce-a dormit, și e felul veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, Hristos în viață din morți, cu moartea pe moarte, Pentru ma, pe fiecare creștin ce pășea pragul acestei sfinte mănăstiri, și nu doar că îl îndruma spre rugăciune,
și îl îndruma ca să își îndrepte ochii și sufletul și rugăciunea către Preacurata Maica lui Dumnezeu, pe care foarte frumos și căreia foarte frumos îi se închina de fiecare dată în ascultarea sa pe care o avea aici în Sfânta Mănăstire de a fi la magazin, la magazinul bisericesc, și unde de fiecare dată dimineața și seara la plecare tămâia icoanele Maicii Domnului și a Sfinților care sunt în magazinul bisericesc, spunând că icoanele sunt vii, că Maica Domnului este vie și prezentă în sufletul nostru și mai ales cu seamă, iată, în sufletul lui celui care vine cu credință și cere ajutor Maicii Domnului. Nu puțini am fost cei care am primit sfat de la Părintele Serafim, nu puțini suntem cei care, iată, am fost îndemnați să luăm icoana Maicii Domnului și au fost oameni care au venit cu greutăți mari, cu boli grave, cu probleme mari în familie și părințelul îndruma, luați icoana Maicii Domnului acasă, puneți-o la loc de cinste, aprindeți o cândeluță în fața ei și rugați-vă neîncetat, că Maica Domnului nu va întârzia să vă răspundă la rugăciuni. Și vedeam acele chipuri la scurt timp să vină să-i mulțumească Maicii Domnului pentru bunătățile primite și Părintelui Serafim pentru sfatul pe care l-au dat. Era un om al rugăciunii. Era un om care neîncetat se ruga și ca unul care am prins aceste timpuri și mă bucur că l-am prins pe Părintele, vă spun că la ceas de noapte, când Părintele Stareț împreună cu părinții mergeau la rugăciune în biserică la ora nopții, Părintele se ruga în camera lui. Atât de mult iubea pe Maica Domnului și pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Și iată, îi avea ca apărători și ca rugători. Și n-am să uit, Părinte Stareț, când eram într-o zi la magazin și l-ați mai rugat pe Părintele Serafim să ne povestească din cele văzute. Și atât, ca să nu vă rețin foarte mult, era timp de iarnă și ne-a spus că a văzut noaptea în vis cum doi oameni la magazinul bisericesc vreau să intre, dar nu puteau să intre. Și Părintele s-a uitat la picioarele lor și a văzut că aveau niște papuci mai diferiți, ascuțiți, foarte ascuțiți, și a zis că ceva nu e curat cu ei. Și a spus, dacă vreți să intrați, rugați-vă Maicii Domnului și închinați-vă, făceți-vă semnul Sfintei Cruci și atunci o să intrați. Și în momentul în care au vrut să-și facă semnul Sfintei Cruci, au dispărut. Și dimineața, fiind iarnă, de-abia nins, când a ajuns la magazin să deschidă ușa magazinului, nu era nicio urmă până acolo, dar în fața ușii magazinului erau fix acele urme pe care Părintele le-a văzut. Și a spus că Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril după aia s-au arătat în vis și au spus să se roage și să îndemne oamenii să se roage. Îndemnul Părintelui Serafim ăsta a fost dintotdeauna să ne rugăm cu credință și să credem că ceea ce am cerut lui Dumnezeu și Maicii Domnului l-am primit. Mai ieri îl vedeam în curtea mănăstirii și la magazinul bisericesc, dându-ne povețe, zâmbindu-ne și învățându-ne de bine, și iată că astăzi au trecut și facem pomenirea de 5 ani de când a trecut la cele veșnice. Să știți că de fiecare dată îl simțim prezent în obște și îmi cer iertare la Părintele Serafim când îmi vin zilnic să sărut Sfânta Cruce la căpătâi și să spună rugăciune. Să-L odihnească Dumnezeu și să roage pentru noi toți. În lacrimi a plecat spre chilie, sfătuind, rugați-vă neîncetat. Mai tot timpul avea vorba, rugați-vă neîncetat, prețuiți timpul, timpul e scurt și fiți în slujba lui Dumnezeu. A fost un om a rugăciunii, un om blând, un om smerit. Am mai spus și voi repeta o deseori, să dea Hristos Dumnezeu, monahii care sunt, care vor intra în viața monahală și mănăstiri să fie și să ia din pildele Părintele Serafim. Că Părintele Serafim a venit la o vârstă târzie, dacă nu mă înșel, 73 de ani. Dar a dus o viață de călugăr adevărat de schivnic. Mânca doar de 3 ori pe săptămână, v-am mai zis-o, acatiste rugăciuni și era foarte iubitor de Sfinte Icoane. Și de aceea, un ucenic drag al Părintele Serafim, Daniel de la Londra, a trimis să dăm la credincioși 80 de icoane în numele Maicii Domnului și pentru Serafim, că l-a iubit foarte mult, și 80 de acatiste. Părintele Ierie să se vadea la fiecare câte o icoană, câte un acatist. Familia aveți un mare, un mare
mijlocitori înaintea lui Dumnezeu, să vă bucurați și nepoții slujitori care îi aveți și tot din neamul Părintele Serafim. Este o familie binecuvântată să aibă așa odor. Amintim că schimonahul Serafim Bozariu, viețuitor în obștea mănăstirii Hadâmbu din anul 2000, s-a mutat la cer pe 4 decembrie 2018. Slujba mormântării a fost oficiată pe 8 decembrie 2018 de către înalt-preasfințitul Calinic Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. În anul 2014 a fost publicat volumul Viața Părintelui Serafim între vedenii, vise și realitate, a cărei ediție a fost îngrijită de către înalt-preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Părintele Serafim a fost iubit de mulți credincioși pe care i-a îndemnat mereu să aibă credință în puterea mijlocitoare a Maicii Domnului prin icoana sa făcătoare de minuni de la mănăstirea Hadâmbu.